se verifică că echipamentul este scos din viteză, se pune accelerația la jumătate, se dă drumul la rezervorul de combustibil, se trage de mânerul demarorului încet până se apropie cât mai mult de demaror, până suntem siguri că este cât mai aproape de demaror, se acționează de compresorul, se pune piciorul pentru a avea forță și se trage energic.